Sănătatea denturii este un aspect foarte important pe care de multe ori îl neglijăm, fie din lipsă de timp sau pur și simplu pentru că ne este groază de vizitele repetate la stomatolog. Astăzi vă prezentăm o tehnologie de ultimă oră care pare desprinsă din filmele science fiction. Mai mult decât atât, mașinăria rezolvă problemele dentare în fix o oră. Da, ați auzit bine! Într-o singură vizită la cabinet în pauza de prânz, puteți pleca cu un dinte nou. Minunea se realizează cu ajutorul unui robot de origine germană. Dacă până acum se aștepta și 2 săptămâni să vină dintele nou din laboratorul tehnicianului dentar, timp în care stai știrb, cu ajutorul acestei tehnologii îți rezolvi rapid problema. Toate procedurile care le facem cu ajutorul acestui aparat, înainte era nevoie de ajutorul tehnicianului dentar. Însemnau niște amprente clasice cu materialele pe care le știm și nu sunt de cele mai multe ori plăcute. Apoi amprenta pleca către laboratorul de tehnică dentară, unde urmau alte proceduri, turnare, modele și realizarea lucrării, proceduri care puteau să ducă la imperfecțiuni, datorită contracției de priză ale materialelor, datorită timpului după care se turnau aceste amprente, iar în final lucrarea să nu aibă o adaptare perfectă așa cum ne dorim. Aparatul este singurul și cel mai inovator sistem CAD/CAM dentar de cabinet, capabil să proiecteze simultan într-o sesiune restaurări pentru toți cei 32 de dinți. Indiferent dacă pacientul optează pentru o coroană sau punte, pentru o incrustație sau o fațetă, blocurile ceramice unii sau multicolore se transformă în restaurări estetice într-o singură oră. Rezultatul final este imposibil de distins de dinții naturali. Tehnologia este CAD/CAM. Deci este ajutorul, traducerea ar însemna ajutorul în design, computer aided design și computer aided machining. Deci cu ajutorul computerului facem designul dintelui și frezarea dintelui. Care este procedura? Te așezi pe scaun, ți se pudrează dantura, iar doctorul îți ia amprenta dentară cu ajutorul unui aparat foto. Apoi amprenta este transferată într-un calculator care realizează designul dintelui cu ajutorul tehnologiei 3D. Imaginea putând fi mărită de medic de sute de ori, astfel încât coroana sau plomba finală va fi perfect îmbinată pe dinte. La final, după ce computerul decide cum să arate lucrarea ta, dintele este realizat întocmai de un robot. Putem face plombe obișnuite, putem face coroane dentare, putem face fațete dentare și putem face punți până la 4 elemente cu anumite restricții și în anumite condiții în momentul de față datorită rezistenței materialelor. Dar e o tehnologie care se dezvoltă din ce în ce mai mult și sunt semne că vor apărea foarte în curând materiale mult mai dure care ne vor permite realizarea de punți dentare fără probleme. Fiind restaurări integral ceramice, dintele va fi șlefuit cu prag și într-o cantitate minimă. De aceea, structurile naturale ale dintelui sunt conservate și aproape niciodată nu se scoate nervul, dintele rămânând viu. O lucrare numai din ceramică putând să trăiască chiar și 20 de ani, dacă e întreținută bine. Și dacă tehnologia ne ajută să scăpăm rapid de probleme, este bine să știm să le preîntâmpinăm. O bună igienă orală ne poate ajuta să scăpăm de multe bătăi de cap. Ne periem pe dinți, apoi folosim mața dentară și la sfârșit clătim cu apă de gură. Periajul de 2 ori pe zi, la dimineața, o dată seara. Cel mai important este cel de seară. Pentru cei care nu știau, timpul alocat periajului trebuie să fie de 3 minute, iar folosirea aței dentare este obligatorie. Sunt fețe ale dintelui care nu pot fi curățate de periuța dentară, cele care privesc înspre ceilalți dinți. Iar acolo ața dentară este mijlocul ideal de a curăța. Sunt pacienți care au punți dentare, care nu pot să introducă ața dentară între anumiți dinți. Există ațe dentare speciale pentru ei, care sunt mai groase, care au o parte buretoasă, care reușește să curețe în acele zone, care capătul aței dentare este mai tare și poate să intre în acele zone. O dantură bine îngrijită ne poate scuti de multe probleme și nu vorbim numai de aspectul estetic, ci și de sănătate, așa că aveți grijă de zâmbetul dumneavoastră.